Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și rătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului, Sfinții de Părinte Profesor, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și miluiește pe noi. Amin. Poftiți, luați loc. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Sub auspiciile troparului închinat Sfintei Cruci, în această seară, în această duminică a treia Sfântului și Marelui Post, dedicată Sfintei Cruci, îl avem din nou în mijlocul nostru pe Părintele Profesor Gheorghe Holbea, care ne va vorbi despre taina Crucii. Despre faptul că toți suntem stavropori, dacă alegem acest lucru, în virtutea libertății de care dispunem, dacă alegem să ne asumăm crucea pe care o avem fiecare de purtat, într-un mod serios, asumat și responsabil, purtând-o pe golgota vieții noastre până la învierea cea obștească, de care să dea Bunul Dumnezeu să ne facă pe toți părtași în vecii vecilor. Amin. Părinte Profesor, știu că sunteți foarte prins, foarte ocupat, foarte solicitat și pot spune foarte obosit. Însă, poate tocmai de aceea, apreciem în mod deosebit că ați răspuns cu toată deschiderea, dispoziția și disponibilitatea invitației noastre și că i-ați dat, iată, curs acestei poftiri în cadrul acestor seri duhovnicești la această biserică sau parohie, care vă primește, care vă așteaptă și vă poftește oricând să veniți, să poposiți aici în mijlocul nostru cu toată dragostea și cu toată considerația, cu toată prețuirea. Și ne rugăm lui Dumnezeu să vă dea putere să faceți pe mai departe aceeași slujire, să faceți aceeași misiune, aceeași propovăduire și aceeași mărturisire, cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceasul. Fiind la fel de angrenat și antrenat în mișcarea de propovăduire, în lucrarea de mărturisire a Bisericii. Încă o dată vă mulțumim din suflet că sunteți aici acum cu noi, în mijlocul nostru, în această seară, dorind tuturor post binecuvântat în continuare și anunțându-vă cu multă bucurie că peste două săptămâni, tot duminică, duminică seara, tot la orele 18, în data de 14 aprilie, vom avea ultima seară duhovnicească din cadrul acestui Sfânt și Mare Post al Paștilor, când invitat în mijlocul nostru va fi pentru prima dată domnul Sorin Lavric, scriitor, publicist, esteist, filozof, care ne va vorbi despre să nu ne răzbunați, adică despre deținuții, martirii, mucenicii și mărturisitorii din temnițele comuniste. Într-un alt mod ne va vorbi, noi am mai avut conferințe tematice în acest sens, în urmă cu 2 ani, în anul dedicat lor, în 2017, dar domnul Sorin Lavric, care se ocupă cu multă aplecare de toți mari mărturisitori și întemnițați ai regimului comunist de la noi, ne va vorbi și ne va prezenta multe lucruri poate inedite despre mulți dintre acești mărturisitori care așteptăm cu nădejde să fie trecuți în sinaxarele și în calendarele bisericii noastre, oricum ei fiind deja trecuți în sinaxarele și în calendarele evlaviei și recunoștinței noastre. Deci vă așteptăm și atunci, adică de astăzi, în două săptămâni, duminică seara, 14 aprilie, orele 18,
În cadrul serii duhovnicești dedicată mărturisitorilor din închisori, avându-l ca invitat pe Sorin Lavric. Doamne ajută! Doamne ajută și mulțumesc mult pentru... Nu vă e mai ușor să stați? Să da. Cum vreți. Pentru această întâlnire, mai ales că ea vine după mari personalități care au fost invitate la această biserică, m-am gândit ce aș putea să vă împărtășesc eu în ceea ce privește taina crucii. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră au citit și temeiurile Sfintei Cruci, mai ales semnul Sfintei Cruci, pe ce se întemeiază scripturistic și tradițional. Acum câteva zile am vorbit cu un prieten din copilărie, al cărui unic fiu a avut un accident tragic, în sensul că i-a fost secționată coloana vertebrală și vă dați seama că a rămas paralizat de la gât în jos. Creierul este în... Adică este lucid, foarte inteligent. Și acest prieten al meu era foarte supărat pe Dumnezeu. Am încercat, mă rog, să cât de cât să-i dau o speranță, în sensul în care orice vede Dumnezeu este mântuitor. Foarte greu. Un om bun, spunea, a făcut fapte bune, chiar dacă nu a avut această credință în Dumnezeu. La un moment dat i-am și spus, știi, nu vreau să fiu aspru cu tine, pentru că nici nu-mi permit, dar cărui Dumnezeu îi reproșezi acest lucru? Dumnezeului în care ai crezut sau Dumnezeului în care nu ai crezut niciodată? Pentru că și aici este o problemă. Și răspunsul, fără îndoială, se referă la taina crucii. Dacă nu înțelegem taina crucii, nu înțelegem rostul încercărilor, rostul acestor răstigniri, nu vom înțelege. Pentru că răul, încercările, suferințele, au ceva absurd în ele. Și atunci m-am amintit, stând de vorbă cu prietenul meu, m-am amintit de un pasaj din Dostoievski, care în Frații Karamazov ridică această problemă. Și anume, Ivan Karamazov, unul dintre fiii, dintre frații Karamazov, dintre fiii lui Feodor Karamazov, tatăl Karamazovilor, care era un fel de împielițare a tuturor patimilor. Era mincinos, desfrânat, bețiv și așa mai departe. El are trei fii, Ivan Karamazov, care, de fapt, Dimitri Karamazov, cel mai mare, care cade pradă, mă rog, pasiunilor sale, dar este totuși un nevinovat și care suferă. Ivan Karamazov, care este într-o chiparea tipului raționalist. Al omului care, așa cum e astăzi, dom'le, ce spune știința? Ce spune rațiunea elementară? Ce spune intelectul? Cu alte cuvinte, dacă ne uităm în lumea aceasta, și asta o spune Ivan Karamazov. Ivan Karamazov spune pur și simplu fratelui său, Aleoșa, care era cel mai mic și care stătea la picioarele starului Zosima,
Spune așa mai direct, cum mi-a spus și prietenul meu. Ce spui că există Dumnezeu? Nu vezi cât de strâmbă este lumea? Nu vezi câte nenorociri? Nu vezi cum cei puternici pur și simplu îi sacrifică pe cei nevinovați? Și Ivan Karamazov a dat un exemplu. Și a ridicat o întrebare care mi se pune tuturor. A dat exemplu unui copil al unui țăran în Rusia, ofițerii se retrăgeau, cum ar fi, după anumită vârstă, se retrăgeau la țară, aveau domenii, acolo îi aduceau pe mojici, pe țărani, îi foloseau gonaci la vânătoare și așa mai departe, munceau argați într-un fel. Și Ivan Karamazov dă un exemplu. Gândește-te că un asemenea bogat a adunat pe toți țăranii din împrejurim, i-a adunat la vânătoare și la un moment dat un copil aruncat cu o piatră și a lovit un ogar de vânătoare al stăpânului care a început să-și căpăteze. Și atunci stăpânul i-a spus copilului: fugi! Și a zmânțat câinii asupra lui și câinii l-au hăcuit, l-au omorât. Întrebarea lui Ivan Karamazov este aceasta. Unde era Dumnezeul tău când acest nenorocit, azmânțând câinii, a ucis acest copil nevinovat? Și întrebarea se poate extinde la nivelul întregii lumi. Cu alte cuvinte, Ivan Karamazov, bine, Dostoevski construiește acest personaj, ne spune un lucru și anume, Doamne, o fi Dumnezeu, dar Dumnezeu acesta nu are nimic comun cu lumea aceasta. Nu vezi câte răutăți? Și apoi întrebarea cea mai grea pentru răspuns este: de ce suferă inocenții? De ce suferă copiii? De ce suferă cei nevinovați? De ce? După aceea, de ce este atâta suferință? De ce este atâta nedreptate? Sunt întrebări care mi se pun. Ori răspunsul pe care îl dă și Dostoevski la această întrebare, dar răspunsul pe care îl dăm noi creștinii, este acesta. Inocenții suferă pentru că mai presus de toate, marele inocenți suferă împreună cu ei. Dacă marele inocent, Fiul lui Dumnezeu, n-ar suferi împreună cu ei în taina crucii, atunci întrebarea ar fi legitimă și am dat un răspuns cam de genul acesta. Da. Viața este, mai ales viața celor în suferință, este o fatalitate. Încercările și suferințele, și ne referim aici la cei care suferă întreagă viață, ducând, știu eu, o malformație congenitală, o neputință, ducând toată viața aceasta pământească, totul este fatalitate. Dacă n-ar exista taina crucii. Taina crucii este aceea care pentru mulți dintre filozofi este o absurditate.
Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel spune cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie. De ce? Pentru iudei sminteală, pentru păgâni nebunie. De ce? Pentru că nimeni nu poate să conceapă că Fiul lui Dumnezeu a acceptat de bună voie să treacă prin această condiție umană și mai ales să-și încununeze viața sa cu pătimiri, batjocură, suferință, răstignire pe cruce. Această logică a crucii, să fim, trebuie să fim bine înțeleși, logica crucii este cea care scapă multora. Taina crucii i-a făcut pe mulți să spună că creștinismul este un fel de religie a slabilor, Nietzsche, spre exemplu. A neputincioșilor. Pentru ideile, crucea era sminteala pentru că ei nu-și puteau închipui că Mesia care va veni, în loc să elibereze de sub stăpânirea romană, va accepta să fie, să pătimească și să fie răstignit în afara cetății ca cel din urmă dintre rău făcător, împreună cu cei doi tâlhari. Cine are putere, trebuie să demonstreze. Pentru păgâni nebunie, la fel. Cum adică? Păi dacă am putere, demonstrez acest lucru. Deci această logică a crucii este greu de pătruns. Este greu de înțeles. Sfântul Apostol Pavel, în textul chenotic, atunci când spune că nu răpire a socotit a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, Sfântul Apostol Pavel a încercat într-un fel să desfăleze o taină care de altfel rămâne neînțeleasă. Și în fața căreia, pentru că în fața tainei crucii, singurul lucru pe care îl putem spune este: nu mă pricep și mă minunez. Sau, cum spunem într-o parte de umilință, nepricepându-mă de niciun răspuns, această rugăciune a genției ca unui stăpân noi, păcătoși și răbitări, miluiește-ne pe noi, când spunem într-o parte de umilință. Ce se întâmplă? Taina crucii, pe care Sfântul Apostol Pavel a propovăduit-o, nu este la îndemâna celor mândri. Taina crucii este suprema smerenie și ea se gustă doar în smerenie. Sfântul Apostol Pavel însuși, în momentul în care a ajuns la Atena, la a doua călătorie misionară, prin anii 51, având de-a face cu filozofii epicurei și stoici, aceștia au vrut să afle, le-a vorbit despre noua religie, noua învățătură, deși Sfântul Apostol Pavel a folosit o metodă, să zic, inedită. De ce? Pentru că nu putea să vestească o religie nouă dacă n-ar fi cerut aprobarea înțelepților Areopagului. Și atunci, el s-a folosit de faptul că Panteonul grecesc a văzut statuile zeilor din mitologia greacă și acolo a văzut și statuia Dumnezeului necunoscut. Și atunci Sfântul Apostol Pavel s-a folosit de acest amănunt și a spus: am văzut, i-a lăudat, sunteți evlavioși, pentru că străbătând cetatea voastră am văzut mulțimea zeilor, dar între acești zei am văzut și statuia Dumnezeului necunoscut. Deci pe acest Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, pe acesta vi-L vestesc eu. Cu alte cuvinte, nu pot fi acuzat că vestesc o religie nouă. Eu îl vestesc pe Dumnezeul necunoscut. Și apoi l-a vorbit despre monogenism,
despre această faptul că întregul neam omenesc se trage dintr-o singură pereche de oameni și le-a convenit acest lucru, pentru că din vremea lui Alexandru Macedon, secolul 4 înainte de Hristos, oarecum se nivelaseră aceste pretenții că fiecare neam este unic și ideea aceasta monogenistă, că toți ne tragem dintr-o singură pereche de oameni, era oarecum familiară grecilor. Dar când a ajuns la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, atunci a spus, despre asta o să te ascultăm și altă dată. Și în epistola, ajungând la Corint, imediat, deci în a doua călătorie misionară, și-a dat seama că nu este ușor să împărtășești taina crucii unor oameni care știu doar să asculte de forță. Adică, dacă ești deștept, trebuie să arăți că ești deștept și să-i dobori pe ceilalți în discuții, indiferent dacă ești sofist, adică poți să demonstrezi că laptele este negru și așa mai departe, că albul este negru, că negru este alb, ești deștept. Dacă ai arme, ai armată, ești puternic. Și așa mai departe. Cu toate patimile. Deci, Sfântul Apostol Pavel și-a dat seama că trebuie să vorbească despre nebunia crucii. Nebunia crucii. Pentru păgâni și pentru iudei. Ce înseamnă crucea? Crucea, dincolo de toate semnificațiile vechi testamentare, de la crucea pe care a făcut-o, să zicem, Moise, în momentul în care a despărțit Marea Roșie, sau în momentul în care a ridicat șarpele în pustie și toți care priveau se vindecau, toți cei care erau mușcați de șerpi, și toate gesturile pe care le-a săvârșit, toate acestea care într-un fel anticipează semnul Sfintei Cruci, totuși crucea, din momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a transformat-o din obiect de tortură, disprețuit în altar de jertfă, din acel moment totul se schimbă. Crucea este un capăt. Iar noi, creștinii ortodoxi, avem această dimensiune a faptului că răul poate să meargă până la cruce. Este și motivul pentru care ne închinăm de fiecare dată și zicem uneori, Doamne ferește! Doamne ferește! Și ne închinăm și punem pecetea. Deci până la cruce poate să meargă răul. De altfel, noi avem și o expresie care spune, i-a pus cruce. Adică, i-a pus capăt. Până acolo poate să meargă. Și ce înseamnă? În Vechiul Testament vedem crucea lui Iov. Ați văzut vicleanul, nefârtatul, se apropie, vine la Dumnezeu și îi spune, Dumnezeu, l-ai văzut pe Iov cât de credincios este. Și atunci el cere voie să se atingă de tot ceea ce are Iov. Mai întâi îi distruge averile, apoi îi mor cei dragi ai săi, își pierde sănătatea trupească, este lovit de lepră, ajunge ultimul om în afara cetății, lepros, pe groapa de gunoi a orașului și ce îi spune Dumnezeu? De sufletul lui să nu te atingi. Există așadar o limită a răului. Există o limită a răului pentru că, într-adevăr, așa cum ne demonstrează Iov,
n-a putut cel viclean să se atingă de sufletul lui. Ceea ce însă ne descoperă revelația Vechiului Testament prin Iov. Fraților, de multe ori ni se întâmplă să trecem așa, pe lângă moarte. Unii poate mai conștienți, alții mai puțin. Este foarte clar că în fața morții se deschide un gol. Un gol al existenței pe care Iov îl mărturisește cum? Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în frământul din care am fost luat. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, binecuvântat, spune noi. Spune Iov. Așadar, smerenia noastră este până acolo. Până în golul acela existențial, când îți dai seama că nu mai există nicio scăpare. Dar există o limită a răului, pentru că în momentul în care soția lui Iov îi spune să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară, atunci el o ceartă. Și în sfârșit are loc și acel dialog între Iov și Dumnezeu, pe care este bine să-l citim și mai ales în postul mare. Problema crucii este aceasta. Că răul nostru are cine să-l poarte. Între tragedia greacă și taina crucii este o diferență fundamentală. De ce? Pentru că această viață care este răstignită, totuși este singura cale care duce la înviere. Tragedia greacă, în momentul în care s-a săvârșit păcatul, cum e tragedia lui Edip. Edip a săvârșit incestul, fără să știe, cu mama sa, și apoi l-a ucis pe tatăl său fără să știe. Și fără să vrea. Și atunci a urlat așa cum urlă întreaga lume și întreaga tragedie greacă. Răul meu nu are cine să poarte. Și atunci singura soluție este, cum fac japonezii, ați văzut. Își fac harakiri. Se sinucid. Cei care își pierd demnitatea, cei care își pierd, știu eu, statutul. Iar Edip cere să fie înțepați ochii. De aici pornește, de fapt, taina crucii. Taina crucii pornește din momentul în care ai ajuns în acest gol existențial. Din acest adânc de smerenie, cum spune Sfântul Siloan Atonitul, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui, de acolo începe taina crucii. Pentru că ceea ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul la un moment dat, toate cele văzute se cer după cruce și toate cele gândite au nevoie de mormânt, întrucât toate se îndreaptă spre cuvântul cel înviat din morți. Singurul existând de sine însuși și având prin circumscriere toate cele provenite din el, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci, taina crucii este cea care ne descoperă puterea lui Dumnezeu în suferință, în cruce. Și aici Sfântul Apostol Pavel spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Spune la 2 Corinteni. Când sunt slab, atunci sunt tare. De aceea Mântuitorul cel răstignit pe cruce este pentru iudei sminteală și pentru neamuri nebunie. Iar pentru creștini zice puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dragii noștri, ieri s-au împlinit 30 de ani de la trecerea Domnului a Părintelui Nicolae Ștaniță. S-a stins pe 30 martie 1989.
Un evreu care în închisoare l-a întâlnit pe Hristos. Un evreu care a aprobat ceea ce majoritatea mărturisitorilor din temnițele comuniste au aprobat. Vă spuneam și anul trecut când ne-am întâlnit, ce extraordinară este această putere de transfigurare a crucii, o putere care i-a făcut pe toți cei care au intrat în infern, în comunist, în închisoare, unde erau destinați să moară, să fie exterminați, ce minunat este că închisorile au devenit mănăstiri, au devenit biserici ale rugăciunii. Ce minunat este că ei au împlinit ceea ce spune un poet creștin, că Mântuitorul Hristos a venit în lume nu ca să înlăture suferința și nici ca să explice suferința, ci să umple suferința de prezența lui Dumnezeu. Și El s-a așezat în această cruce a suferinței. Și numai prin cruce, numai prin cruce, lumea aceasta, în ciuda faptului că Ivan Karamazov există în fiecare veac, lumea aceasta arată că, în lumea aceasta se arată că Dumnezeu lucrează, că este prezent și mai mult decât atât, așa cum ne învață Părintele Nicolae Ștaică, este pe șantierul vieții fiecăruia dintre noi. Și este pe șantierul vieții fiecăruia dintre noi, mai ales atunci când suntem în smerenie, când suntem încercați, când suntem în suferință, când strigăm. Și avem la Nicolae Steinhardt, avem numeroase exemple în care el este învăluit pur și simplu de lumina aceasta dumnezeiască după ce acceptă crucea lui Hristos, după ce se botează. Deci, iubiții mei, fără cruce, toate încercările, toate răutățile, toate suferințele acestei lumi sunt o absurditate și o fatalitate. Sunt o fatalitate. Fără cruce, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, care duce spre înviere, moartea noastră este o fatalitate. Moartea noastră, pentru că noi vorbim foarte frumos despre moarte atunci când se întâmplă doar altora. Dar când este vorba de moartea noastră, atunci lucrurile se schimbă. Atunci golul acela existențial care ne așează într-o smerenie, vrem noi sau nu vrem, conștienți sau mai puțin conștienți, golul acela nu poate fi umplut decât de crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, Mântuitorul se așează în această suferință a lumii. Dar mai presus de toate, ceea ce ne învață mărturisitorii din închisorile comuniste, și Părintele Stănirea este genial aici. Și în Teologia Dogmatică, volumul 1, atunci când vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, atunci când arată că Mântuitorul Iisus Hristos se așează în suferința fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când suferim, suntem mai sensibili. Și atunci înțelegem de ce. Iată, crucea este, de fapt, taina vieții noastre. Fără cruce, nu merită să ne naștem. După cum ne arată Emil Cioran. Ați văzut, Emil Cioran, fiul de preot, de altfel, talentat, eseist. Și el are un război permanent cu Dumnezeu și cu Sfântul Apostol Pavel. Și scrie
acest registru nihilist, care este și diabolic în același timp, are lucrări precum despre neajunsul de a te fi născut, este una dintre cărțile lui publicată în limba franceză, după aceea are tratat de descompunere, după aceea dacă a intrat în descompunere pe culmile disperării și în sfârșit dă și o soluție. Scrie o carte, Arta de a te sinucide. Și atunci vedeți că și astăzi se pune problema eutanasierii, se pune problema aceasta a morții dulci și așa mai departe, a sinuciderii asistate, de altfel. E o sinucidere, cum să vă spun. Este civilizată. Așadar, dragilor, la temelia vieții noastre stă iubirea răstignită a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ioan Evanghelist ne spune că mielul lui Dumnezeu este înjunghiat încă de la întemeierea lumii. Mielul lui Dumnezeu este înjunghiat încă de la întemeierea lumii. Că această lume se întemeiază pe jertfa mielului lui Dumnezeu care, la primirea vremii, se așează în jertfa aceasta dureroasă a pătimirilor, a răstignirii pe cruce, pentru ca după aceea să ne deschidă nouă calea spre înviere. Fără îndoială că și aici s-a făcut o deosebire între noi, ortodoxii și apostolii, e o deosebire. Spre exemplu, întotdeauna, inclusiv în aceste cântări de la Duminica Sfintei Cruci și apoi Săptămâna Sfintei Cruci, cântările au și o tristețe, dar în același timp au și o lumină a nădejdii. De fapt, aceasta este îmbinarea. Cum se întâmplă și în canonul Sfântului Andrei Cuiteanu. Un fel de tristețe care se deschide spre strălucire. Adică întunericul tristeții este încet, încet biruit de lumina învierii. Și pentru că dacă nu mai vedem crucea numai lamentându-ne, atunci s-ar putea ca să ajungem la o desnădejde. La o părere de rău, dar o părere de rău pentru păcate și patim, care să fie o simplă remușcare pentru ceea ce făptuim noi rău. Însă, vedeți, diferența mare este că între remușcare și pocăința adevărată a crucii este o deosebire esențială. De ce? Pentru că remușcări pot avea mulți. Dar unul dintre ei ajunge să se sinucidă cum a fost Iuda. Iuda a avut remușcare. Dar ce n-a avut? N-a avut pocăință. Adică nu s-a întors la Mântuitorul Hristos să-i ceară iertare. A luat răul din el și răul din el ce a făcut? I-a devenit fatal. Pe când Sfântul Apostol Petru, care a greșit de asemenea, lepădându-se, s-a reîntors, dar mai întâi să ne amintim, în momentul în care și-a dat seama că a greșit, ce spune Evanghelia? A plâns cu amar. Deci, majoritatea, Evanghelia de astăzi, fără îndoială, a fost tâlcuită și ați văzut că opțiunea aceasta de a lua crucea și a urma lui Hristos este singura prin care noi putem înțelege care este noima vieții noastre. Pentru că o viață care trece prin dureri, prin suferință, prin încercări și noi ca duhovnici, vă rog să mă credeți, îmi vine foarte greu și resimt dureros în momentul în care vine o doamnă la spovedanie și îmi spune că i-a murit soțul, după aceea a murit băiatul, după aceea a murit, deci 3-4 în același an. Cum poți să explici ce logică are o asemenea viață? Și atunci singura logică este acceptarea ca o cruce. Este acceptarea ceea ce spune Sfântul Maxim. Că toate
cele văzute se cer după cruce. Și toate cele gândite au nevoie de mormânt. Dar vreau să mă opresc asupra acestui aspect. Cum adică toate cele gândite au nevoie de mormânt? Tot Părintele Stăniloae explică frumos. La un moment dat, spune Părintele, mintea noastră, cu cât suntem noi mai deștepți, mai inteligenți, mintea noastră ajunge la un fel de părere de sine. Ia uite! Crede că ea deja a dobândit un univers care este un univers îndeajuns încât să ne mântuiască. Și ce se întâmplă? Spune Părintele Stăniloae, această atitudine este o atitudine idolatră. Și el ne învață ce înseamnă cuvântul care se răstignește. El spune, mintea nu trebuie să se blocheze în înțelesul cuvintelor. Cuvântul trebuie, cuvântul răstignit, trebuie să aibă o transparență, trebuie să aibă o elasticitate care întotdeauna să trimită la o realitate care este dincolo de el. Ori, ceea ce se întâmplă, și vedeți, cei care nu au revelația crucii, ajung să facă din dogmele ideologice, să le facă infailibile, adică acestea sunt adevărul absolut. Și în numele acestor dogme ideologice, ce fac? Ucid. Îmi spunea prietenul meu, pentru că el e foarte revoltat pe Dumnezeu, a, biserica, evul mediu, inchiziție. Și atunci, lăsăm la o parte faptul că, mă rog, biserica răsăriteană nu are inchiziție, dar asta nu ne scuză. Trebuie să spunem și a zis, hai, câte victime a avut inchiziția? E, inchiziția, din câte știu, câteva mii. 3-4 mii, cam așa. Hai să vedem câte victime au avut inchizițiile ideologice. Pornind de la Revoluția franceză și am spus, citiți Cartea Neagră a Revoluției franceze și să vedeți câți nevinovați au fost omorâți în timpul Revoluției franceze. Câte victime a avut bolșevismul? Și vă dați seama ce diabolică ideologie să-i faci pe frați să se urască între ei, Armata Roșie cu Armata Albă, încât la un moment dat, dacă cineva ar fi declarat război Rusiei, n-ar fi reușit să provoace atâtea victime cât s-au omorât ei între ei. Deci, 60 de milioane, hai să zicem, la Stalin, nu? După aceea, câte milioane de victime are maoismul în China, regimul lui Pol Pot și așa mai departe. Și azi, de ce vorbiți numai de inchiziția bisericii, când de fapt inchizițiile ideologice moderniste sunt mult mai diabolice? Și atunci înțelegem că ceea ce s-a petrecut la noi cu această răstignire a neamului românesc, răstignirea neamului românesc în închisorile comuniste, Aiud, Gherla, Jilava, Târgu Ogna, Miercurea Ciu și așa mai departe, închisori chiar și de copii, chiar pe 19 martie, chiar atunci când am avut noi seara cu Sorin Lavric, am sărbat, de fapt, trecerea la Domnul al lui Virgil Maxim, care a fost arestat ca elev. Ce s-a întâmplat la Pitești, ingineria aceea diabolică, în care pur și simplu au fost bătuți, încât au ajuns să se chinuiască unii pe alții, cel mai cumplit experiment. Și atunci noi vorbim despre inchiziții, despre inchiziția evului mediu, când vedem ce inchiziții am avut în secolul al XX-lea și ce au născut aceste inchiziții antihristice? Au născut sfinți. Sfinți mucenici și mărturisitori. Au născut, cum spuneam, Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt,
au născut bucurile Sfinței, Părintele Dimitrie Bejan, au născut întoarcerea Hristos a lui Ioan Ianoride, au născut toate aceste mărturii și această creație a... Deci poeziile din detenție, și e un volum mare de poezie, spre exemplu la seara pe care am făcut-o noi la facultate, Dan Vasilescu a cântat și liturghia lui Ciurunga, foarte frumoasă, pentru prima dată am auzit-o, pe lângă colindului Valeriu Gavencu și apoi ceva din Dorabu Giri. Deci, a umple suferința ta, a umple încercarea prin care trece de prezența lui Dumnezeu, aceasta este cea mai mare șansă. Adică, totuși, da, suferința este o realitate. Încercarea este o realitate. Dar, dincolo de această încercare, este, de fapt, puterea lui Dumnezeu. Și, de fapt, nu există altă cale de a simți că Hristos este aproape, că Hristos este, cum spune Steinhardt, pe șantier, decât dacă accepți această taină a crucii. O taină pe care Părintele Nicolae Steinhardt o mărturisește astfel. Reluând un citat, nu mai știu din cine, Hristoase care iubești pe cei ce te răstignesc și răstignești pe cei care te iubesc. Și atunci, cum adică? Da. De ce? Pentru că în momentul în care accepți răstignirea alături de El, atunci vei simți marea bucurie a învierii. Și aș încheia a vorbi despre taina crucii, vă dați seama, este cea mai profundă cugetare teologică se vorbește. Părintele Nicolae Steinhardt ne spune că omul răstignit este distrus de ceea ce i-a fost podoaba și unicitatea. Nu îi se adaugă nimic crucii. Chinul, spune el, este pur, provine din ce are unul mai propriu, mai vrednic de uimire și tărie. Pe cruce omul nu e propriu zis chinuit. Este numai scos din mișcare și din libertate. Ești vertical? Vertical vei muri. Din pricina însă și a verticalității tale. Batjocura stă nu atât în goliciune, spune Părintele Nicolae Steinhardt, cât în parodierea celor două axe, orizontală și verticală. Un creștinism fără cruce este identic celui propus într-una din cele mai teribile povestiri ale martorilor patimilor de Giovanni Patini. Marele rabin oferă papei convertirea tuturor evreilor, cerând în schimb ștergerea din Evanghelia a episodului răstignirii. Spune Steinhardt. Prin jertfa sa pe cruce s-a dovedit că Iisus Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, este Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Pentru aceasta i s-a dat puterea de a judeca lumea, fiindcă a cunoscut-o cum nu se poate mai temeinic, mai nemijlocit, prin suferința rezervată celor mai netrebnici dintre oameni. Socrate, omul, a murit înconjurat de discipoli fideli, tratat cu deferență, sorbind din cupa cu o travă nedureroasă, filozofând senin și demn ca un zeu. Hristos Dumnezeu și-a ales partea cu tâlhare și netrebnice. A murit părăsit de ai săi, expus gol, plin de rând, de vânătăi și de sânge, pe un dân luat în derâdere, provocat aparent de-a pururi biruit și compromis. Așadar, fără de cruce și răstignire, Hristos ar fi fost un mare și nobil propovăduitor. Numai prin ele se mărturisește Fiul al lui Dumnezeu, Fiul al omului și Izbăvitor. A ne lepăda de cruce, chiar fără intenții rele și huritoare, înseamnă a nu înțelege misiunea pământească a lui Hristos,
voința sa de a se identifica soartea omenești, de a o cunoaște în forma cea mai neprefăcută. Așadar, crucea ne cere pe nouă să coborâm în realitate, în realitatea profundă a lumii. Și spune iarăși Nicolae Steinhardt, nu ne-a mântuit cu precepte, numai cu precepte evanghelice, ci ne-a mântuit cu însuși sângele său, jertfa sa, care înseamnă carne sfârtecată, înseamnă sânge pe cruce și batjocură. Dar în același timp câtă măreție, pentru că după aceea irumpe ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, biruința asupra morții, când spune unde ți este iadule, unde ți este moarte, biruința ta, unde ți este iadule, biruința ta. A înviat Hristos și moarte nu mai este. După ce Sfântul Apostol Pavel se lamenta spunând, om nenorocit ce sunt, cine mă va scăpa de trupul morții acesteia? Așadar, cea mai puternică armă o mărturisim, când spunem noi, Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă. Și în același timp, când spunem de fiecare dată și la părtășanie și în rugăciuni, crucii tale ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Și aici este de fapt unicitatea. Că Tu ești Dumnezeul nostru, în afară de Tine pe altul nu știm numele Tău nimic. Cu alte cuvinte, spune Steinhardt, în închisoare sau în suferință, cui să te rogi? Zice, Buddha este în nirvana, Allah este în transcendența Lui. Dar am simțit că Hristos este mai prezent acolo mai mult decât oriunde, adică în suferință. Și să ne ajute Dumnezeu ca să înțelegem această mare taină a crucii, și să înțelegem că neamul românesc, în ciuda tuturor defetismelor, în ciuda tuturor, și din păcate am din ce în ce mai mult acest lucru. Ha, suntem în stare. Fraților, suntem în stare. Dar suntem în stare atunci când acceptăm starea de răstignire. Și, nu știu dacă v-am spus dumneavoastră anul trecut, am fost în Italia, mai ales în Italia, am slujit la câteva parohii, și vreau să vă spun că am fost impresionat de această prezență a românilor la Sfânta Liturghie. Am umplut locașuri de cult, catedrale părăsite în care nu se mai săvârșește Sfânta Liturghie, le-am transformat în biserici ortodoxe, adăugând catapeteazmă și icoane și săvârșind Sfânta Liturghie. Iar dacă într-un an, spre exemplu, în Italia s-au săvârșit mai multe botezuri decât în întreaga Patriarhie Română, înseamnă că, iată, credința noastră dospește în afară. Am fost, de asemenea, în Danemarca, la fel. Au început să vină românii să plece unii în Danemarca și același lucru. S-au regăsit în biserică tineri care nu mergeau la biserică, nu se spovedeau, nu se împărtășeau. Ei s-au regăsit în biserică și au revenit acasă. N-au găsit o altă temelie a vieților, a ființelor, decât biserica, credința, spovedania, împărtășania, Sfânta Liturghie. Și atunci, noi neamul românesc n-a fost un neam, n-a fost un imperiu. Am fost întotdeauna răstigniți. Și cu Brâncoveanu și cu toți voievozii români. Dar în același timp suntem și un miracol. Și dacă vom înțelege că noi avem de dăruit Europei, nu alte bogății, dar vom avea
de dăruit Europei o spiritualitate, pentru că ați văzut în Evanghelia de astăzi se spune, ce va câștiga omul dacă va dobândi lumea toată, sufletul său și îl va pierde? Sau ce va da în schimb pentru sufletul său? Avem încă suflet și nu știu dacă v-am spus anul trecut, pentru că anul trecut am spus Părintele Plasid de Zei, voi români ați plecat în Occident pentru a rezolva o problemă materială. De ce? Da, lipsuri, lipsa locurilor de muncă și așa de departe. Nu discutăm politic acest aspect. Însă Dumnezeu va întoarce această plecare a voastră într-o reîncreștinare a Europei. Auziți. Dacă aș fi spus eu, atunci eram triumfalist. Că sunt triumfalist pentru că sunt român. Dar a spus un francez convertit la Ortodoxie, care trăiește în Sfântul Multatus, a scris Nostalgia Ortodoxiei, care a trecut la Domnul, dar înainte de a trece la Domnul, el și-a manifestat această nădejde credință că prin noi românii Dumnezeu vrea să reîncreștineze Europa. Și într-adevăr, și în Italia, am uitat, e multă secetă în ceea ce privește credința. Chiar dacă Papa vine la noi, totuși, acolo în Italia, catedralele, în localitățile mai mici, sunt muzee. Și lângă Genova și peste tot, la Savona am fost, la Monza, sunt catedrale goale care au fost dăruite românilor pentru Sfânta Liturghie. Și dacă am fost acum vreo 3 ani la Genova, la un congres, creștinătatea răsăriteană și apuseană între schismă și unitatea. Și cardinalul Baniascu, care este cardinal de Genova, dar este și președintele Conferinței Episcopilor pe Italia și acum a devenit pe toată Europa, un bătrân era așa. Vorba lui bunicul. Nu dai 2 bani pe el, că vezi michitel așa și plășuri. E acest om care este înțelept, știți ce ne-a zis? Dacă Europa arată așa cum arată astăzi, desacralizată, este și din cauza noastră, a Bisericii Apusene. Voi ați păstrat misterul pe care noi l-am pierdut. Străduiți-vă să nu vi-l pierdeți. Și dacă Marc Anton Costa de Beauregard, un francez, preot creștin ortodox, care a avut, are cea mai frumoasă convorbire cu Părintele Stăniloae în 78 la Cernica, o scumprândă că jutem, îndrăznește să înțelegi că te iubesc și a fost tradusă mica dogmatică vorbită, el a spus să nu dați bogăția sărăciei voastre pe sărăcia bogăției noastre. A făcut un joc de cuvinte. Pentru că sufletul este cel mai de preț. Și un alt străin, este vorba de Părintele Simon Craiovros, a trecut la Domnul din 2015, am fost la mormântul lui, a spus un lucru. Voi românii aveți neputință, sunteți ușurelici, dar aveți totuși, aveți niște virtuți, să le spunem, pe care nu le-au alții. Sunteți smeriți, pentru că așa e. Acum, smerenia asta a ajuns un fel de autoflagelare, așa, un fel de defetism. Dar sunteți smeriți, sunteți răbdători și sunteți evlavioși. Și dacă a spus acest lucru, el a iubit foarte mult pe român, Simon Craiovros, îndrăznim să credem, vorba lui Steinhardt, noi trebuie cei de noi, că, da, Dumnezeu are o misiune de împlinit cu noi. În această Europa, pe care 4 milioane, 5 milioane, nu știu cât suntem acum, nu toți suntem din cei care sunt în diaspora, merg la biserică, dar dacă este un procent acolo de 30%, este extraordinar. Pentru că spunea Părintele Plasid de Zei, rușii
sunt imperiali, imperialiști așa, adică dacă vă duceți la locurile Sfinte, nu dacă ați zis un grup de ruși, gata, mă fac. N-avem. Adică imediat, n-avem, sunteți de România, așa. Grecii zice, sunt mândri, dar voi, vorba atâta, este că nu sunteți meriți, răbdători și evlavioși. Asta înseamnă că acceptăm această răstignire și poate că acceptând această răstignire a poporului român, Dumnezeu ne va păstra sufletul. Prin această taină a răstignirii și acum. Să ne ajute Dumnezeu. Părinte profesor, mulțumim din suflet. Pentru cei care n-ați fost dimineața aici la Sfânta Liturghie și dacă sunteți interesați, la ieșirea din biserică, la masa din dreapta, veți găsi foaia parohială a acestei duminici, cuvântul care zidește, puteți să vă luați, o citiți. Chiar avem acolo în ea și o pagină dedicată Părintului Gheorghe Holbea și cuvântul despre Sfânta Cruce și alte articole interesante despre Marșul pentru Viață și așa mai departe. Vă reamintesc să nu uitați că deci peste două săptămâni îl vom avea în mijlocul nostru pe scriitorul Sorin Lavric, care va vorbi despre mărturisitorii din temnițele comuniste, să nu ne răzbunați, tot la orele 18, duminică 14 aprilie, orele 18, fiind ultima seară duhovnicească din acest post. Și tragem nădejde că după Sfântul și Marele Post, cum vă spuneam, v-am anunțat deja, miercuri 22 mai să-l avem în mijlocul nostru, la orele 18, seara la orele 18, pe academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Între timp, ori până, ori imediat după aceea, îl vom avea și pe părintele Adrian Sorin Mihalache, care a mai fost și care va veni iarăși în mijlocul nostru. Și vedem pe cine mai putem avea. Nădăjduim să poată ajunge, să poată veni în mijlocul nostru și părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj. Părinte profesor, taina crucii, în contextul provocărilor contemporane punctuale de la noi din țară, nu mergem mai departe, în Europa sau în toată lumea, care vedeți cum se prezintă, care sunt curentele și atitudinile vis-a-vis de biserică, vis-a-vis de noi, ca neam, ca popor, că noi toți, la oaltă, formăm sau alcătuim biserica. Cum vedeți Sfinția voastră, cum trebuie să răspundem noi acestor provocări? Pentru că noi, ca neam, ca popor, mai nou sau mai de demult sau mai de aproape, cred că înțelegeți la ce mă refer, suntem jigniți ca popor, ca neam, de la cel mai înalt nivel. Cum putem noi ca biserică, sigur, fără a fi defetiști, rămânând smeriți, cum spunea părintele Simeon, cum putem totuși răspunde tuturor acestor provocări cu toată demnitatea ce se cuvine, în contextul vremurilor? Această întrebare vă pun, fiindcă m-au întrebat o grămadă de tineri, ce avem noi de făcut în acest context, în aceste vremuri, în aceste condiții? Da, nu pot să dau un răspuns, mă rog, infailibil, să spun așa. Ceea ce pot să spun este ceea ce am învățat de la părinții duhovnicești și mai curând de la părintele Rafael Noica. Părintele Rafael Noica a fost chemat de preoții din Alba, tocmai punându-și această problemă, cum pot să fii preot într-o lume ca cea a secolului 20-21. Problema care îi frământa pe preoți,
Sau una dintre probleme era aceasta. Cum poți să fii duhovnic dacă în secolul 21, dacă n-ai cunoștințe de psihanaliză, de psihologie, de psihoterapie și așa mai departe? Avem un complex noi. Avem o problemă chiar noi, preoții și creștinii. De ce? Pentru că nu avem încredere în ceea ce ne-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, și Părintele Rafael ne sfătuiește. Aveți încredere mai mare în mijloacele lui Dumnezeu decât în mijloacele lumii acesteia. Cred că aceasta este cea mai mare problemă a noastră astăzi. Ne complexăm că suntem batjocoriți și Mântuitorul Iisus Hristos a fost batjocorit. Ne complexăm că suntem disprețuiți, Mântuitorul Iisus Hristos a fost cu atât mai mult batjocorit cu cât era însuși Fiul lui Dumnezeu. De ce ne-am complexat? Și spune, învățați-vă mai multă încredere în lucrarea lui Dumnezeu, pe care, la nivel personal, fiecare poate să o împlinească. Mijloacele pentru a lupta împotriva duhurilor. Și Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar că lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci este împotriva duhurilor întunericului acestui veac, a începătorilor, a stăpânilor, pentru că și viclenii au o ierarhie a lor. Este o luptă duhovnicească până la urmă. Este o luptă duhovnicească în care nu ne descurajăm. În care mijloacele sunt aceleași. Pentru că într-o discuție pe care am avut-o chiar la Trinitas, așa, dintr-un părinte, eu sunt de acord că da, trebuie să stăpânim și celelalte mijloace. Dar în primul rând, încrederea este în puterea și în lucrarea lui Dumnezeu. Mijloacele sunt aceleași, mijloacele ascetice. Tot postul, tot rugăciunea și în același timp așezarea, cum spune Sfântul Silvan, în smerenia lui Hristos. O să zice, Doamne, sunt anacronice? Nu. Nu sunt anacronice și în același timp vedem că băieții ăștia care se ocupă de ezoterism, tot acolo încearcă să scotocească, dar pe altă cale. Acum au ajuns și cercetătorii în neuroștiință să spună, Doamne, rugăciunea, se face acum un proiect, să vadă care sunt efectele rugăciunii, deci la o mănăstire se duc, nu știu dacă, probabil știți, da? Păi ce asta? Deci ei vor să testeze dacă are efect. Bineînțeles că are efect, dar experiența aceasta nu este o experiență nouă. După cum ispitele lumii acestea nu sunt noi. Singurul lucru care s-a schimbat este registrul lumii acesteia, pentru că de data aceasta patimile omenești pot fi amplificate. Prin ce? Prin mijloacele tehnologice. Și acum, vedeți, există această tentație încât lumea de astăzi ni se spune, s-a descoperit acum celula aceea care asigură nemurirea, nemurirea terestră. Deci, până la urmă, acest curent, pentru că este vorba de un curent ideologic, neomarxist, acest curent încearcă să devină și religios, deși el este areligios și ateist, curentul transumanismului, care spune, povestea Părintele Băbuș, și, Doamne, mă duc în parc și vine un fost ofițer, mă rog, ieșit la pensie, dar ei nu ies la pensie niciodată, și spune, Părinte, știi, la jogging acolo, Dumnezeu vostru nu mai are. Acum au descoperit ăștia celula nemuririi. O să vedeți că, până la urmă, orice boală va fi eradicată, un mit. Și zice, mă întâlnesc cu el după o lună, spășit așa și foarte trist. Ce aveți, Dumnezeu? Aia, frate, sunt necăști. Ce s-a întâmplat? Soacă. Cancer. Păi, cum? N-a spus dumneavoastră cu celula aia care... Aia, părinte, povește. Deci, trăim. Trăim aceste povești pentru că
Băieții pot să ne pună și proteze și transumanismul își propune să fie un fel de religie, domnule, e un paradis terestru. Dacă vrem să vedem și noaptea, ne punem un ochi bionic. Dacă vrem să avem copii, ne putem programa în laborator și ne punem și aripi, dacă vrem, nu? Putem intra acolo în, așa, genetica acum spune că ajung la niște performanțe, dar nimeni nu știe ce vor fi acei copii în care vor fi programați, fi programați frumoși, înțelepți. Le mai punem și un fel de chip undeva, le supradimensionăm de șteptăciune și așa mai departe. Este clar că lumea intră într-o nouă epocă. Acum vedeți că ni se cere să acceptăm o nouă realitate. Deci vă dați seama, realitate. Educația de gen ce este? Dar nu ești, bă. Uite, tu acum... Asta e fluidă. Faptul că ești băiețel, nu știu ce, dar... Uite, băiețel, poți să poți fustiță și dacă ești fetiță, poți să ajungi la un moment dat să aștepți ca să-ți crească un pic barbă și mustață și așa mai departe. Deci, trăim aceste vremuri. Din păcate, tehnologia este folosită tătimaș. Eu nu demonizez tehnologia, dar, din păcate, omul păcătos tătimaș care pune mâna pe tehnologie își poate permite orice, mai ales că avem aceste jocuri care, știți, sunt a doua viață, Second Life, în care te conectezi, își declari o identitate, nu? Nu te cunoaște nimeni. Nu spui că ești așa cum ai vrea tu să fii și acolo intri într-un joc, până la urmă acest joc a devenit o realitate virtuală în care se fac și afaceri, care are și o monedă Bitcoin-ul și așa mai departe. Deci da, aceasta este realitatea în care trăim. Dar mijloacele sunt tot cele duhovnicești. Lupta noastră este tot o luptă duhovnicească, așa cum se spune Sfântul Apostol Petru, fii strești, privegheasca și potrivnicul vostru diavolul, umblă ca un leu răgnit căutând pe cine se înghite. Deci, lupta este tot o luptă duhovnicească. Așa cum a fost și cea din secolul al XX-lea, și iată că neamul românesc a ieșit din acest holocaust, din aceste închisori, când întreaga țară a devenit o închisoare, a ieșit cu mărturisitori. Deci, spre exemplu, vă dau un exemplu apropo de Nicolae Steinhardt. Chiar dacă nu răspund la întrebarea dumneavoastră, probabil, ca să vedeți cum rodește un om, opera lui rodește și după ce el a trecut la cele veșnice. Am o fică duhovnicească, căsătorită cu un spaniol, deci își dă doctoratul la Madrid și mi-a spus, părinte, m-am căsătorit cu un spaniol, dar să știți că am reușit să-l conving, adică nu să-l conving eu, dar zice, s-a botezat ortodox. Păi zic, ești tare. L-a convins? Nu l-am convins eu. Cine credeți că l-a convins? Părintele Nicolae Steinhardt. Anul trecut. De ce? Pentru că jurnalul Fericirii este tradus în limba spaniolă. Este tradus cam vreo 20 de limbi. Și atunci mi-am dat seama cum un om poate să rodească din opera lui ani, zeci de ani, cât o rândui Dumnezeu. Deci, cred eu că acest exemplu al mărturisitorului din închisorile comuniste ne este cel mai la îndemână. Eu vreau să vă spun, când vine un tânăr care este foarte deștept, oricâte argumente aș aduce eu, dar îl trimit la Nicolae Steinhardt, la jurnalul Fericirii. De ce? Pentru că acolo are întreaga cultură universală. Cultura franceză, engleză, toate domeniile, istoria religiilor și așa mai departe, toată cultura pusă la picioare de crucii lui Hristos. Și nu numai jurnalul Fericirii și Dărâmbe Dobândit, dar mai ales jurnalul Fericirii, primejdia mărturisirea lui Nicolae Steinhardt, cred eu că sunt
lucrări, cărți care pot să convingă. În rest, deci nu convingem noi cu elucubrații din acestea savante, nu. Ci împărtășim, de fapt, un etos. Un etos creștin. Vă reamintesc că am avut la facultate un fel de parastas. Parastasis în limba greacă înseamnă înfățișare. Împreună cu Daniel Turcea înaintea lui Dumnezeu. Acum, unii au zis, domne, când s-a dus Daniel Turcea la părintele Arsenie Papacioglu, la Cernica era atunci, a zis, da, i-a răspuns părintele Arsenie Papacioglu tuturor întrebărilor, pentru că el era foarte, zice, nu, cred că îmi rezistă mie. De unde? Nu e adevărat. Părintele Arsenie Papacioglu nu prea a răspuns întrebări, nu și-a propus lucrul acesta. Părintele Arsenie a fost o prezență duhovnicească și prezența lui duhovnicească a fost cea care a declanșat în Daniel Turcea acea spovedanie zguduitoare, care a durat câteva ore, cu plânsuri, cu sughițuri, cu zbucim al ființei și care a dus la împărtășania lui și apoi a dus la Epifania, pe care a publicat-o în 1978. Deci avem nevoie de prezențe duhovnicești și vreau să vă spun un lucru pe care l-am repetat de multe ori. În Ortodoxie, ceea ce este esențial este nașterea. Și am dat acest exemplu. Dostoevski, pe care l-am amintit la început, nu ar fi fost cel mai mare scriitor creștin ortodox dacă nu s-ar fi întâlnit cu Ambrozie de la Optima. Dacă nu s-ar fi întâlnit cu Marii Glonci, nu s-ar fi născut. Și noi înțelegem, de fapt, că cel mai important lucru este să ne întâlnim cu un duhovnic și să ne rugăm Dumnezeu să ne scoată în cale, care să ne nască în Hristos, că de savani suntem plini. Adică, știți ce a zis Părinte Rafael când a venit în România? Ce înseamnă să ai un părinte și să te nască și să fii mulțumit cu un singur părinte? I-au zis, haideți să vedeți Părintele Cleopa, trăia Părintele Cleopa. Și știți ce a zis Părintele Rafael? Dar nu din mândrie, ci din discernământ duhovnicesc. Eu l-am cunoscut pe Părintele Sofronie și mi este de ajuns. Asta înseamnă conștiința că l-a născut și are un părinte, are un singur părinte. Când spune Sfântul Apostol Pavel, deși, mă rog, aveți mulți învățători, aveți un singur părinte. Când se referă la acele, mă rog, partidulețe din Corint. Deci, eu cred așa, că și noi, ca teologi, ca preoți și creștini, avem aceleași mijloace duhovnicești. Tot postul, tot rugăciunea, nu trebuie să vină neuroștiințele, cercetătorii neuroștiințe ne spună că cea mai profundă cale de vindecare și de recăpătare a plăcii și a liniștii este rugăciunea. De ce? Pentru că aici intervin și alte probleme. Ei nu fac deosebire între rugăciunea lui Iisus și mantra. Dar ei spun, într-adevăr, cel care se roagă, și avem numeroase exemple, deci cercetătorii în neuroștiințe, și aici, dacă tot vine Sorin Mihalache, vă poate da exemplu, care arată că, da, rugăciunea este cea mai profundă metodă de vindecare, cea mai puternică metodă de vindecare. În cadrul cenaclului Sfântul Simeon, nou teolog, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă de aici, din București, ați organizat și organizați în continuare niște manifestări spiritual-duhovnicești excepționale. Fiindcă sunt și de aici, de la noi, de la biserică, oameni care participă la aceste seri, la aceste întâlniri duhovnicești, spuneți-ne puțin programul ce urmează al acestor seri duhovnicești. Și chiar vorbiți-ne puțin și de ultimele două, cea cu Sorin Lavri, cea cu Daniel Turcea, da, sau domnul, care vreți Sfinția voastră. Tocmai constata domnul Sterian că la întâlnirea cu Sorin Lavri n-au fost prea mulți. Au fost totuși destui. A ieșit o seară foarte frumoasă. Ea s-a intitulat
redescoperirea martirilor neamului sau întoarcerea demnitatea. Avem nevoie de acești oameni, ei sunt reali, nu sunt, nu aparțin unei mitologii și avem nevoie de modelul lor, dar nu numai de modelul lor, avem nevoie de rugăciunea lor. Și Sorin Labric a vorbit despre aceasta în cartea lui, a lăsat cartea Glasuri din Bolgie, în care vorbește despre Valeriu Gafencu, despre Mircea Dulcănescu, dar vorbește și de cei din, care au luptat în rezistența din munți și care au fost catalogați de unii ca romantici, dar n-au fost deloc romantici pentru că, de fapt, ei au arătat că există și demnitate pentru care merită să lupți până la sacrificiu, sacrificiu suprem. A fost o seară, a fost invitat și Cristian Curte, o seară deosebită, de o încărcătură deosebită. Și după aceea am avut seara dedicată poetului Daniel Turcea, un poet care s-a stins, știți, poate, la vârsta de 33 de ani și care a avut un itinerar foarte interesant. Adică a fost, după ce a terminat liceul, foarte bun la matematică, un tip de o inteligență extraordinară, dar a avut perioada căutărilor și a căutat, iar această perioadă de căutare ezoterică, prin ezoterismul oriental, a dus la volumul său de poezie Entropia. Și după ce a avut el, mă rog, a avut o cădere, a lipsit o săptămână aproape de acasă, s-au trezit cu el la ușă și l-au întrebat, unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Deci, Lucia, pur și simplu, nu l-a recunoscut când a venit. Și el a spus că a fost în iad. După aceea l-a povestit acea vedenie pe care a avut-o, în care Sfântul Elefterie l-a luat de mână și l-a dus în biserica Sfântul Elefterie, a căutat un an de zile, a găsit-o, a descoperit-o în sfârșit când nu mai spera, a încercat să se apropie de biserică, dar n-a reușit, pentru că mintea lui era oarecum urcată în mândria elitelor. Și atunci a avut loc episodul pe care vi-l povesteam cu părintele Arsenie Papacioc, care încă se afla la Mănăstirea Cernica, și în care el a făcut o sfogătoare de nu știu câte ori, unii zic 6 ore, alții 8 ore, n-are cum, au fost ore. După care părintele Arsenie i-a spus, uite, dragul meu, după toate câte ai mărturisit aici, ar trebui 360 de ani să te împărtășești. Dacă le luăm după Pidalion, toate canoanele. Dar ca să vezi cât de bun este Hristos, eu am să te împărtășesc acum. Și din momentul acela a devenit de bun pentru Hristos. Acum există și ipoteza că el ar fi fost radiat la un moment dat. În 1978, a publicat volumul de poezie Epifania, o poezie profund mistică, i-a citit pe toți. Majoritatea misiilor, inclusiv Sfântul Simeon Noul Teolog, are, spre exemplu, poezii în care arată cum Dumnezeu se roagă în inima noastră. Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigore Palama și alți sfinți părinți ai Bisericii. Și apoi a fost răstignit pe boala cea mai grea, pe care el a spus-o așa, într-o poezie. Ce înseamnă cancer? Ca? În cer. Ca în cer. Cancer. Care este un martir? Părintele Paisie Aghioritu, care la fel a trecut prin asta, spune că este un martir. Cancer. Deci, a doua zi, am avut cam 7 invitați, care au vorbit despre Daniel Turcea din mai multe puncte de vedere. S-a stins pe 28 martie 1979, deci s-a întâlnit 40 de ani, pe 27 seara am făcut așa și după aceea pe 28 am făcut la parastasul Daniel Turcea. Urmează acum, deci miercuri, avem o piesă de teatru, Luminile Rugurii Aprins, sau Lumina Rugurii Aprins, o piesă de teatru care este regizată sub regia lui Dan Puric și scenografia aparține lui Costin Manoliu.
După aceea vor vorbi Dan Puric și actorul Constantin Codrescu, care face parte din distribuție. Și înainte de Paște, ultima seară, va fi despre Părintele Nicolae Steinhardt, de la cărui trecerea Domnului s-au întâlnit ieri 30 de ani, 16 aprilie, Amfiteatrul Dumitru Stăniloae, Părintele Nicolae Steinhardt și Revelația Fericirii, cu Monica Pilat, George Ardeleanu și Părintele Mihai Mila. Nădăjdim totuși că acel simpozion cu Ioan Alexandru pe 27 mai să se împlinească, deocamdată încă... Să vă ajute Dumnezeu! Da. Eu vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă mai sunt întrebări, domnul Adrian. Imediat. Foarte pe scurt, referindu-mă tot la Evanghelia zilei de azi, zice de cei trei pași pentru a urma lui Hristos. Lepădarea de sine, aici am înțeles, eu vă spun în felul meu și dacă mă puteți completa cumva, înseamnă să-ți învingi egoismul și pofta asta de păcate. Luarea crucii înseamnă asumarea greutăților. Și aici vin și cu o istorie oare, zice că era un creștin care se tot plângea, Doamne, ce cruce grea mi-ai dat. Și noaptea am vis să-i apară un înger și îl duce de mână pe un câmp plin de cruci și vede acolo cruci de aur, cu diamante, de argint, fel de fel. Și el încearcă să iau, zice, alege una din ele. Și el nu putea nici măcar să le miște cu un deget, necum să le ridice. Și îl tot duce așa, ajunge și la cruci de lemn și acolo tot așa. Și de-abia în capăt de tot vede una din lemn neprelucrat, așa, măduroasă, zice, o ia foarte. Și îngerul zice, asta e crucea ta. Deci asta ar fi într-un fel, după părerea mea. Și a treia, cu urmarea lui Hristos, aici vin la episodul când Iisus era răstignit și își băteau joc de el. Farisei, cine mai erau pe acolo, și printre altele au zis, dacă ești fiul meu, se coboară acum de pe cruce și vom crede în el. Ori ei nu știau ce zic, dacă într-adevăr aici era judecând prin absurd, ar fi făcut așa, n-ar mai fi crezut nimeni în el, după părerea mea. Da. Deci a urma lui Hristos înseamnă a-ți duce crucea până la capăt. Da, ați explicat bine, nu cred că trebuie să mai adaug nimic. Bun, așa, și o altă întrebare, nu, aici nu întrebare, vreau să vă întreb dacă... Eu am fost în ultimul pelerinaj de săptămâna trecută, am trecut și pe la Vlădeni, la casa Părintelui Dumitru Stăniloae. Dacă puteți să-mi spuneți de acolo ceva, mi-a plăcut mult, vă mulțumesc. Da, în 2017, fiind anul dedicat mărturisitorilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, am făcut un pelerinaj împreună cu masteranzi și studenți de la teologie. Am făcut un drum care avea să ne întărească duhovnicește de la Fortul 13 Jilava la Pitești, unde am rămas peste noapte, acolo unde au fost torturile cele mai îngrozitoare. Este un paraclis acum, unde se slujește și se face Sfântul Maslu și Părintele de acolo ne-a povestit multe minuni care s-au făcut acolo, pe jertfa celor de la Pitești. Apoi am mers la Aiud. La Aiud am stat aproape două zile, unde se construiește o mănăstire care va deveni un fel de centru de studii martirologice, așa, adică, dar cu referire specială la suferința închisorilor. Am mers la Gherla, pe dealul de la Cărămidărie, unde au fost aruncate trupuri de celor care au murit la Gherla, apoi la Sighet. Unde și acolo se face mănăstire. Se face mănăstire de Părintele Grigore Bene. Apoi la Sighet și ne-am întors, eu nu știam prea multe amănunte despre cetatea veche din Făgăraș, unde au fost decimați, au fost omorâți mulți dintre cei din rezistența din munți. Și am încheiat acest pelerinaj, unde credeți? La Vlădeni, în casa Părintelui Dumitru Stăniloae. Parcă ați trecut și pe la Rohia, pe la Părintele Am Steinhardt. Am trecut și pe la Rohia, da. Pe la Rohia, da, seara înainte de a ajunge la Sighet. La Rohia, la Părintele Nicolae Steinhardt. Dar am în aceste altare ale neamului și am considerat noi așa, deci era chiar, atunci era Sâmbăta Moșilor. Atunci am încheiat pelerinajul în casa Părintelui Stăniloae și atunci am înțeles totuși un lucru apropo de Vlădeni.
se vede Pârmerașul de acolo. Și cum să vă spun, am simțit că undeva acolo, în jurul Brașovului, este inima României. Am înțeles că numai cineva care s-a născut acolo, cum e Părintele Stănilae, putea să scrie Ortodoxie și Românism sau reflexii despre spiritualitatea poporului român. De ce? Pentru că această rotunjime a Părintelui Stănilae, adică el nu este numai un traducător al filocăriei, al Sfinților Părinți, ci este și un om înrădăcinat profund în neamul lui. Această mărturie, așa am avut eu impresia, apropo de vlădenie, nu putea să fie făcut decât de cineva care s-a născut acolo. Eu văd acolo un fel de omfalos al României, adică un fel de centru al României, zona Brașovului. Nu întâmplător știei Brașovului cu școala românească, așa? Deci, vlădeniul pe care l-a iubit Părintele Dumitru Stănilae s-a născut acolo, casa aceea memorială. O zonă, iertați-mă, alminteri, foarte iubită de Brâncoveanu. Foarte iubită. Da, de aceea s-a și ctitorit mănăstirea, fiindcă el cerceta zona, îi plăcea, da, i-a plăcut. Foarte, da. De aceea cred eu că vlădeniul cu acea perspectivă a munților Fărgăraș și zona în sine, cred eu că este un fel de centru al României. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, ne vedem peste 2 săptămâni. Mulțumim, Părinte Profesor, facem rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără strecăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Dumnezeu, Domnului Sfinții de Părinte Profesor, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, ca să faci și să ai de Doamne, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Săptămână binecuvântată, post cu folos în continuare. Mulțumim mult! Doamne ajută!